Astăzi, 22 iunie 2023, a debutat în sala cu șemineu a Palatului Magna Curia la Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva, sesiunea anuală de comunicări științifice, manifestare de mare interes pentru comunitatea cercetătorilor români. Lucrările se derulează pe parcursul a două zile, 22 și 23 iunie. Vor fi prezentate peste 90 de lucrări științifice, cuprinzând cele mai noi rezultate ale cercetărilor din domeniul arheologiei, istoriei și etnografiei. De asemenea, vor fi prezentate realizări din domeniul restaurării obiectelor de patrimoniu cultural național. Cercetătorii vor dezvălui cu acest prilej detalii semnificative pentru unele dintre artefactele descoperite prin cercetări arheologice și vor fi expuse rezultatele unor cercetări prin metode moderne de investigație. Această valoroasă sesiune științifică reprezintă totodată și un bun prilej pentru ca specialiștii hunedoreni să prezinte rezultatele cercetărilor proprii și să se documenteze în legătură cu cele mai recente descoperiri.